Supărat pe justiție, un bărbat a decis să se răzbune pe instituțiile statului. Noaptea trecută, el ar fi distrus ușa sediului unei procuraturi, iar o piatră a ajuns și într-un magazin din preajmă. Din cauza comportamentului inadecvat, bărbatul în vârstă de 63 de ani a fost dus la spital, au precizat oamenii legii. Individul a spart cu piatra atât geamul ușii principale, cât și cel al ușii secundare, iar până la schimbarea sticlei, angajații au remediat problema cu ajutorul scociului. Incidentul s-a produs în cursul nopții la procuratura pentru cauze speciale. Pentru că dimineața am primit schimbarea. Nu cunosc. Păi ar trebui să ocupe, ce? Și se ocupă autoritatea polițienească. Dar care este suma prejudiciului? Nu a fost calculată încă. Deci nu pot să vă dau nimic, încă nu s-a... Și nici nu este competența noastră. A ajuns și la un magazin din preajmă, aici unde la fel a spart cu o piatră geamul ușii de la intrare. Potrivit angajaților, individul nu a pătruns în interior. Nebună zlită, chiar și s-a dus. A intrat și în magazin, a furat ceva? Nu, în magazin nu. Aha, pur și simplu a spart. Nu, a mers pe stradă și un răufăcător din ăștia care boschetare. Oamenii legii au reținut suspectul. Bărbatul în vârstă de 63 de ani le-a spus oamenilor legii că a vrut să se răzbune pe instituțiile statului pentru că nu i-ar fi făcut dreptate într-un caz. În urma comportamentului neadecvat de care dădea dovadă bărbatul în vârstă de 63 de ani, a fost solicitat un echipaj medical. Bărbatul a fost transportat la spital pentru a-i se acorda asistență medicală. Ambele cazuri sunt înregistrate. Oamenii legii așteaptă concluziile procuraturii și magazinului pentru a vedea care este valoarea daunelor.